În lunile aprilie și mai, perioadă de pandemie, piața valutară din Republica Moldova s-a contractat cu 42%, valoare maximă în istoria țării, mult mai mult decât a fost în criza din anul 2015, când într-o astfel de perioadă piața valutară s-a redus cu 31%. Este concluzia expertului în politici economice al IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță. Expertul menționează că rulajul total al pieții valutare a scăzut cu 543 de milioane de dolari, de la 1,277 de milioane de dolari în 2019 la 734 milioane de dolari în 2020. Totodată susține că rulajul pieții din lunile aprilie și mai 2020 a fost cel mai mic din ultimii 8 ani. Veceslav Ioniță afirmă că scăderea pieței valutare a avut loc pe toate componentele. Cumpărăturile de valută de la persoanele fizice s-au redus cu 290 de milioane de lei sau cu 45%, de la 640 de milioane de dolari în 2019 la 350 de milioane de dolari în 2020. Această scădere, explică expertul, a fost influențată de mai mulți factori. Este vorba de faptul că persoanele fizice nu au putut introduce în țară valută din cauza carantinei și a hotarelor închise. De asemenea, persoanele fizice nu au schimbat valută deoarece majoritatea unităților de comerț nu au funcționat, iar ei nu au avut unde și pentru ce cheltui banii. La fel, susține expertul, cel mai probabil persoanele fizice acum fac economii pe bani și sunt mai prudenți la efectuarea cheltuielilor. Această reducere de consum s-a făcut vizibilă prin scăderea încasărilor bugetare de la impozitele de pe consum. Economistul a mai constatat că vânzările de valută către persoanele fizice au scăzut cu 93 de milioane de dolari sau cu 42%, de la 219 milioane de dolari în 2019 la 126 de milioane de dolari în 2020. Această scădere se explică prin micșorarea procurărilor realizate în valută de către persoanele fizice și prin reducerea inclinației spre economii în valută a populației. Economistul afirmă că scăderea fără precedent a ofertei de valută din partea persoanelor fizice nu a afectat piața valutară, deoarece concomitent a scăzut și cererea de valută. Astfel, piața valutară a scăzut cu peste 40%, dar a rămas în echilibru.